În urmă cu 8 ani, Elena a fost dată afară din casă de tatăl ei pe motiv că l-a făcut de rușine atunci când a adus pe lume un copil la doar 15 ani. Tot ce știe acum Elena despre copilul ei este că se află într-un centru de plasament. Adevărul este însă altul, mult mai îngrozitor. Copilul păstrat de bunic nu are copilărie și este folosit ca mână ieftină de lucru pe lângă casă. Cum va reuși Elena să-și răscumpere greșeala din trecut? Vor reuși mama și copilul să fie din nou împreună? Haideți să vedem astăzi un nou episod din Povești de Familie. Odată. Lasă-mă să-mi iau. Nu-ți iei niciun copil, o să aibă grijă, ține știe. Hai, pleacă de aici, pleacă de aici! Eu sunt Elena. Vă rog frumos să mă ajutați, nu știu ce să fac. Tu ești cel mai bun om pe care l-am avut eu vreodată în viața mea la magazin. Îmi cer mii de scuze că sunt atât de direct. Poți să te invit la o cafea? Sper că nu l-ai refuzat. Dacă ar ști tanti Lia ce-mi doresc eu mai mult și mai mult. Dar de ce nu mă lași niciodată să ies afară și ziua din curte? Tu cine ești? Nu știam că Nea Costin are copii. Nu are. Sunt invizibil. Elena, vrei să fii soția mea? Am fost prea bun cu tine și ți-ai bătut joc de mine. De acum încolo nu mai ești din pot decât te strig eu și nu mai ești afară în curte, nici măcar noaptea. Cum dorme puiuțul, da? Bună, Vivi, ce faci? Bine fac, tu ce faci? Întreabă diriga de tine și a zis că dacă nu vin nici luni, te lasă repetentă. Elena, ai peste 40 de absențe. Ce se întâmplă? Sper să pot să vin luni. Am o problemă de familie și m-a rugat tata să-l ajut. Dar ce problemă ai? Doar nu vrei să rămâi repetentă. Pe bune? Nu pot să-ți spun chiar acum. Dar dacă vine tata și rezolvăm problema, o să vin la școală să recuperez. Nu știu, mai, eu zic să vii dacă nu vrei să ajungi și tu să-ți rupi spatele prin Spania. Hai că te mai ajut și eu dacă e nevoie. Îți mulțumesc, dar nu ai cu ce să mă ajuți. Bine. Dar îmi promiți că dacă e ceva... Trebuie să plec, pa. Ce bine miroase. Asta da prin mine. Ei! Ai și venit? Ei, ce stai așa? Nu te-ai bucur că mă vezi? Cum să nu? Păi, hai! Vino să mă pupi și pune și mie o farfurie, că mi-e o foame. N-am mâncat dinainte să intrăm în țară. Bine ai venit. Da. Trebuie să-ți spun ceva. Ce? Nu poți să-mi spui la masă? Nu, e mai bine să-ți spun acum. Păi zic că mi-e o foame de nu te văd. Am făcut o mare greșeală. Ce ai făcut? Am vrut să-ți spun la telefon, dar mi-a fost prea frică. Zi, mă, ce ai făcut? Ideea e că acum câteva luni am un copilaș. Hai mă, termină cu prostiile. Zi, ce ai făcut? Nu glumesc. Mă, nenorocită, cum ai putut să faci așa ceva? A fost o greșeală, n-am vrut să se ajungă până aici. Și apoi a fost prea târziu. Dar e copilul meu și o să am grijă de el. O să merg și la școală și o să am și grijă de el. Să mergi la școală? La ce ți-a folosit? Tu de ce ai făcut? Trebuia să te iau cu mine la muncă. Ha! Te-am lăsat acasă să mă faci de râs pe stradă. Te rog, nu mai țipa. Îl trezești pe Cristian. Aolo, i-ai pus și nume acum. Numele tatălui știi? Ha? Zi-mă numele tău, știi sau nu știi? Da, e un băiat din București.
Am fost la discotecă împreună și am băut și am fost la rău. Îl cheamă Marius. De atunci nu l-am mai văzut. Și proastă simteți-vă. Să dispar de aici. Să dispar de aici. Dispar din casa mea. Să pleci de aici, să nu te mai văd. Să nu te mai văd. Pleacă din casa mea. Pleacă odată. Lasă-mă să-mi iau copil. Nu-ți iei niciun copil. O să aibă grijă, ține știe. Hai, pleacă de aici. Pleacă de aici. Dacă mai trăia mama, nu s-ar fi purtat așa. N-ai decât să duci după ea. Auzi? Dispari. Dispar din casa asta. Dispar de aici. Dispar din casa mea. Hai de mine. Vivi, am nevoie de ajutorul tău. Ce cu tine? De ce plângi? A venit tata acasă și m-a dat afară. Cum adică să te dea afară? Vivi, trebuie să spun ceva, dar promite că nu mai spui la nimeni. Promit, normal. Am fost însărcinată și am născut un copil așa cum 2 săptămâni. Poftim? N-am vrut să spun nimănui. Am ascuns sarcina, de asta nici n-am venit la școală. Nu știu ce să fac. Tata m-a dat afară și a spus că nu vrea să mă mai vadă niciodată. Mi-a luat și copilul. Hai, nu mai plânge, o rezolvăm noi cumva. Vreau să-l iau cu mine, dar nu știu ce să fac. Știi ceva? Am o idee. Tu mai ții minte pe mătușa Lia de la Ploiești? Nu știu. Are un magazin și căuta pe cineva de încredere să o ajute la vânzare. Dacă vrei, poți să vorbesc pentru tine și poți să mergi să lucrezi și poți să și stai la ea. Mulțumesc din suflet, dar promitem că nu mai spui la nimeni. Mi-e frică de tata și nu știu ce o să facă dacă se află. Normal că nu spun nimănui. Ești ca o soră pentru mine. Îmi pare așa de rău de problemele prin care treci. Chiar sper să-ți placă de mătușa Lia. Îți mulțumesc din suflet. Bună ziua, tanti Lia, ce faceți? Hei, bună, dar ce cu tine? Nu trebuia să fii la facultate? Am terminat. Gata. Ai terminat? Da, am predat lucrarea finală. Oho, felicitări, dragă. Măi, atunci trebuie să sărbătorim. Bravo, mă bucur pentru doar tine. Doar după muncă. Tu ești conștiincioasă ca întotdeauna. Dacă tot ai venit, merg și eu un pic până la bancă, rămâi aici? Sigur, mergeți. Da? Da? Și am o rugăminte la tine. Îmi treci mie în caiet codurile? Mergeți. Ai grijă, da? Felicitări. Mulțumesc. Hai. Succes, mă întorc imediat. Succes. Bună ziua. Bună ziua. Vă ajut cu ceva? Caut un cadou pentru bunica mea. E mare iubitoare de artă. E colecționară. Poate vă interesează cele 3 tablouri. Sunt din secolul XIX. M-ar interesa mai degrabă chiar ceva accesorii sau haine, ceva de epocă. Atunci, poate acest obiect din ceramică orientală? Ce părere aveți? Da, e mult mai aproape de ceea ce caut. Am ceva perfect. O secundă. Ce părere aveți? E de colecție. Unicat. Realizat într-o marochinărie din Sevilla. Printr-o minune a ajuns la noi. Nu e deloc ieftină. Nu. Dar e frumoasă. Și printr-o altă minune o să ajungă la bunica mea. Vă împachetez? Vă mulțumesc frumos. M-ați salvat. Cer mii de scuze că sunt atât de direct, dar dacă nu o să spun acum, o să-mi pare rău. Poți să te invit la o cafea? O cafea? Vrei să spui la o întâlnire?
desigur, la o întâlnire. Mi-ar plăcea. Rebus. Elena, încântată. Sâmbătă seara e ok pentru tine? E bine sâmbătă. Da, cartea mea de vizită. Mulțumesc. Ah, și trebuie să plătesc. Da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. M-ai salvat. Mă bucur că te-am cunoscut. Și eu, la revedere. Bună ziua. Bună ziua. Vă rog. Mulțumesc frumos, la revedere. La revedere. Ce băiat drăguț a ieșit de la noi din magazin. Și avocat. Vai de mine, ia lasă-mă în pace, dar tu de unde știi? Interesant. A cumpărat geanta aia frumoasă de la noi, din Spania. Geanta aia mare? Geanta aia mare. Și scumpă? Uite, încă un prilej de a sărbători. Hai! Da, hai. Încă ceva. Ia zi. Remus. Că așa îl cheamă. Așa, văd. M-a invitat în oraș. Sper că nu l-ai refuzat. Dacă ar ști, tanti Lia, ce-mi doresc eu mai mult și mai mult. Nu mă interesează decât să termin școala și să pot în sfârșit să merg să-l caut pe Cristian al meu. Băiețelul meu pentru care mă rog în fiecare zi. Oare unde e el acum? Tu de 8 ani de zile tot muncești, înveți, muncești, înveți, te socializezi și tu, da? Hai, uite, mi-a venit o idee, închidem, mergem în oraș și sărbătorim. Hai, repede! Ia-ți geanta. Hai, te rog. Îmi place mult locul ăsta. Obișnuiam să vin des în facultate aici. Ești primul avocat pe care îl cunosc. E, abia am intrat în barou. Dar mai e mult până departe. Elena, chiar îmi place meseria asta și vreau să ajung cât mai sus. Mă bucur că ești ambițios. Tu ești și mai ambițioasă. Ai terminat facultatea? Ai început să lucrezi? Asta mi se pare mare lucru. Da. Nevoia te învață. Dar asta e. Nu mă plâng. În plus, tanti Lia a fost ca o mamă pentru mine. Îi datorez totul. Chiar mi-ar plăcea să o întâlnesc pe tanti Lia. Chiar vrei? Da. Chiar aș vrea să-i mulțumesc. Dacă nu te angaja, nu te-aș fi întâlnit niciodată. Ce drăguț că spui asta. Păi dacă vrei să o cunoști, să o anunț. Poți să vin într-o zi la anticariat. Da, chiar mi-ar face mare plăcere, da. Și ea s-ar bucura mult. Unde dai, băi? Ăsta nici cu mâna nu este rest de mă. Tati? Aoleu! Tati, vrei să mergem în curte să jucăm fotbal? Că aș vrea și eu să învăț. Bă, băiatule, tine nu mă cutăm pe inile. Ce curte, ce fotbal. Spic o minge în cadă, nu te mai ridici din asfalt. Ajută-ți bine masa? Da. Stai așa. Nu ieși din casă. Are-și, bă, că-ți rup cap. Nenea, îmi dai și mie mingea. Ce minge visezi, băi? Mă jucam pe stradă și am dat-o din greșeală la matale în curte. Bine, ți-o dau. Dar să nu te mai plimbi pe aici niciodată. Ai înțeles? Da. Bă, băiatule, ai înțeles sau vrei să-ți explic cu Jordan? Da.
Vrei să luăm loc puțin? Sigur că da. Te rog. Asta e banca pe care am stat la prima întâlnire. Mai ții minte? Sigur că țin minte. Intenționat te-am adus aici. Da? Elena... Au trecut 6 luni de zile de când suntem împreună. Cele mai frumoase 6 luni din viața mea. Și din viața mea. Atunci trebuie să sărbătorim. Știu că o cofetărie senzațională în zonă. Da, păi ar trebui să sărbătorim, nu? Dar înainte de asta, Elena, vrei să fii soția mea? Deci? Da! Da? Da, normal. Iubito, îmi tremură mâinile. S-a întâmplat ceva, iubito? Să pleci din casa mea. Să pleci din casa mea să nu te mai văd. Hai, dispari. Pleacă. Da, lasă-mă să-mi iau copilul. Ce copii să-ți iei? Lasă-l aici. Ca să aibă grijă de el cine se pricepe. Să nu te mai văd. Pleci departe de casa mea, ai înțeles? Pleacă de aici! E ceva ce port în suflet de mult timp. Eu sunt lângă tine și o să te ajut orice ar fi. Spune-mi. Nu știu dacă ai cu ce să mă ajuți. Dar țin acest secret de mult timp și trebuie să ți-l spun acum că vrei să trecem la etapa următoare. Sunt lângă tine. Acum 9 ani am rămas însărcinat. S-a întâmplat dintr-o greșeală. Nu știam nimic despre sex sau despre protecție. Burta mea a crescut, dar am ascuns sarcina. Apoi, o asistentă din sat m-a ajutat să nasc un băiețel. Tata s-a întors din Spania la scurt timp și m-a găsit cu el. N-a vrut să mă mai vadă. Așa am ajuns la Antilia. Durerea mea cea mare este că nu am putut lua copilul cu mine. Dacă mai trăia, mama nu s-ar fi purtat așa. Auzi? N-ai decât să te duci după ea. Ai înțeles? Dispar de aici! Dispar din casa mea! Pleacă odată din casa mea! Mi-a fost frică de el atunci. Nu am putut să-l înfrunt. Mi-a spus doar că o să-l dea unei familii care să-l poată crește. Iubito, iubito. Așa de dor de copilașul meu. Îmi pare atât de rău că l-am abandonat. Elena, tu ești o persoană minunată și sunt convins că o să fie o mamă extraordinară. O să-l găsim pe copilul tău. Uite, o să-l sun pe un prieten de-al meu care o să ne ajute să căutăm la toate centrele de plasament din țară. Și o să-l găsim. O să-l găsim, Elena. Îți mulțumesc din suflet. Nici nu știi cât de mult contează ajutorul tău pentru mine. Am crezut că o să mă respingi. Și o să vrei să ne despărțim. Iubito. Mai rămâne să-i spun tanti Lia. Mi-e tare rușine de ea. Nu vreau să-și fac o părere proastă despre mine. Că tanti Lia e o persoană deosebită și te iubește mult, Elena. Eu cred că ar trebui să-i spui. Așa e. Trebuie doar să găsesc momentul potrivit. Da, uite, ce zici dacă mergem împreună și îi spunem. Îți mulțumesc din suflet. Ești îngerul meu păzitor. Iubito. Da! Da, mai ușor! Hai că vin. O, cu tata că rup poarta. Care ești? Uite, ce sunt? Dar ce s-a întâmplat? Ați greșit numărul sau ce? Stai, dole, ușor, cu ce drept intrați în capsele oamenilor? Cristian! Stai liniștit, știm foarte bine că l-ai sechestrat pe Cristian în casă. Cristian! Ah, Eleno, nenorocit, ai venit să-ți iei copilul după atâta timp. După ce că ai despărțit-o de copilul ei, mai ai și tu peul să vorbești?
Ce fel de părinte ești? Nu ți-e rușine? Un părinte mai bun ca ea. Da, mă îndoiesc. Da. Mai păstrează explicațiile pentru proces. Ce explicații, da, da, domnule? Că parcă vrea să cumpărați casa acum? Da. Puiule, nu e tatăl tău. Cristiane. Eu sunt mama ta. Ușor, domnule. Ați venit după ăsta micu? Hai, gata, luați-l, vă rog. Lăsați-mă, domnule, în față. Dar ce suntem? Dar criminale aici? Am crescut pe ăsta de când era... Tata! Nu e tatăl tău. Eu sunt mama ta. Ba nu, ea a murit într-un accident. Nu e adevărat. Ți-a zis asta pentru că este un om rău. Și de dor de tine. Ce ți-a făcut? Ce-i cu hainele tale? Ești bine? Am venit să te scot de aici. Și nu o să mai trebuiască să mă întorc aici? Nu. O să te luăm cu noi acasă. O să ai camera ta, o să fie foarte frumos. Și o să mă pot juca fotbal cu George? Sigur că da. O să mergi și la școală să-ți faci o grămadă de prieteni. Doamne. Pare rău că te-am lăsat aici. Toată viața mea m-a așteptat ziua asta. Dar nici în visele mele cele mai frumoase nu mi-am imaginat că micul meu Cristian își va recapăta nu doar mama, ci și un tată responsabil și o bunică iubitoare. Pentru mine asta este cel mai frumos sentiment. Și nu aș da pe nimic bucuria pe care mi-o aduce familia mea. Chiar dacă am greșit în adolescență, Cristian e lumina ochilor mei și motivul pentru care merită să lupt pentru ceea ce iubesc. Acum... El s-a integrat la școală și cel mai mult îi plac fotbalul și matematica. Copilul meu invizibil a devenit în sfârșit vizibil. Cât despre tata, eu l-am iertat. Sper că micul Cristian să găsească și el puterea să-l ierte pentru a avea o viață cât mai ușoară.